de peste un an parlamentul european acuză faptul că în ungaria dar nu numai în ungaria în românia i bulgaria se produc derapaje antidemocratice care reprezintă un conflict deschis cu valorile cultura i normele juridice europene. de peste un an aceste fapte se acumulează iar decizia comisiei de astăzi de a deschide procedurile de infringement vine doar să confirme justeea îngrijorărilor noastre. de peste un an de zile în ungaria dar i în românia este un asalt asupra rolului parlamentului naional asupra partidelor de opoziie asupra sindicatelor asupra libertăii presei. de peste un an comisia europeană este sau timidă sau tăcută i în aceste condiii vă întreb doamna vicepreedinte reding este astăzi domnul preedinte barroso împreună cu dumneavoastră parte a conspiraiei de stânga de care în mod halucinant vorbesc distini colegi din ppe sau dumneavoastră luai act de aceste fapte? Vă cer ca în aceste vremuri tulburi comisia să nu tacă ci să activeze ca gardian al tratatelor. Mulțumesc.